Venirea pe lume, la 12 noiembrie 1840 în Paris, a lui Auguste Rodin, avea să-l facă pe un alt titan al artelor plastice, Constantin Brâncuș, să afirme câteva decenii mai târziu: nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori. Așa că după o scurtă trecere a astrului din Hobița, prin atelierul celui care a creat gânditorul, drumurile celor doi s-au intersectat mai rar. Rodin se naște într-o familie modestă, tatăl său fiind un funcționar de poliție. După studii la școala de arte decorative, Rodin este respins de 3 ori în încercarea sa de a fi admis la École des Beaux-Arts. Artistul urmează între timp studii de literatură și istorie, debutează cu desene și portrete sub îndrumarea lui Jean-Baptiste Carpeaux și, pe la 1877, sculptura Vârsta de Bronz, care devine provocatoarea unui scandal privitor la maniera realizării, este cumpărată de statul francez. După plecarea la Londra și întâlnirea cu pictorița Camille Claudel, Rodin realizează Burghezii din Calais, Gânditorul și Sărutul, această ultimă lucrare fiind destinată expoziției universale de la Paris. Din 1893, creatorul francez devine președintele secției de sculptură a Societății Naționale de Arte Frumoase. Marele artist plastic care a încercat să revoluționeze limbajul sculpturii, făcându-l capabil să expună adevărul uman, dincolo de clișeele academiste, este autorul unor alte lucrări extraordinare, precum Catedrala, Mâna lui Dumnezeu, Sculptorul și Muza, Cele trei umbre, Faun și Nimfă, Honoré de Balzac sau Poarta Infernului. Specialiștii consideră că de la lucrări în care prin planul reprezentării este consacrat tinereții senine, ca în Primăvara Eternă, Danaida, ori Sărutul, artistul trece la compoziții dominate de dramatism, de tensiuni interioare, ca în cazul lucrărilor Durere, Cele trei umbre, Fiul risipitor. Sculptorul, graficianul și pictorul francez Auguste Rodin este considerat de mulți critici drept cel mai mare sculptor după Michelangelo. Rodin și-a demonstrat modernitatea nu doar prin stilul conceptual al lucrărilor sale, ci și prin modul de expunere, alegând spațiile în aer liber.